Bună ziua! Bună ziua tuturor! Salut! Salut! Eu sunt Cosmin. Mersi că ați venit! De ce? Pentru că își face treaba. De 10 ani face treaba. A găsit această nișă și a muncit ani de zile pentru a scoate adevărul la iveală. Adevărul care, iată, deranjează și este incomod. Nu credeam că în 2022, iată, într-o țară care aspiră la niște valori europene și democratice, putem să fim martori la astfel de evenimente. În caz că nu știți, facem o scurtă recapitulare. Cred că au fost zeci de politicieni pe care Emilia Șercani a investigat și al căror lucrări de doctorat sunt mai mult sau mai puțin plagiate. În caz că nu mai ține minte, plagiatul este furt. Da? Plagiat la doctorat e ceva intolerabil. Și totuși, de atâția ani, oamenii ăștia persistă. E o luptă grea. Lupta se ascute. În 2019 sau când a fost, nu? Curtea de Apel București a decis că doi oameni din Poliția Română sunt vinovați de amenințări cu moartea la adresa jurnalistei. Repet, gândiți-vă cum v-ați simți voi dacă ați fi amenințați cu moartea pentru că vă faceți treaba și treaba aia e să scoateți adevărul la iveală. Acum, din 1 ianuarie, a apărut, cred că pe 18 ianuarie, articolul care demonstra că 48 de pagini din doctoratul actualului premier Ciucă sunt copy-paste. Iată, în 2012, când era domnul Ponta, încă mai aveam puterea să ne amuzăm, să facem glumițe, copy-paste. Era și ăsta un mod de a fi prezenți. Acum parcă ne-am resemnat. Am uitat să încep prin a vă mulțumi că sunteți astăzi aici. Cred că cel puțin jumătate din audiență lucrează în presă. Ia să vedem, dacă facem o ridicare de mână, cine lucrează în presă de aici, oare? Salut, salut. Nu? Nu chiar. Ok. Câteva curajos. Înseamnă că ceilalți sunt la treabă. Le mulțumim și lor și invităm să alăture apoi în civil în protestului. Bun, cam asta vreau să vă zic, să vă mulțumesc că ați venit și să nu lăsăm aceste nedreptăți să continue. Să sperăm că autoritățile își vor face treaba. Noi am pregătit aici un mic moment artistic, dacă vă dați un pic așa într-o parte, o să vedeți că avem un sac de box acolo, nu e chiar un sac. E o chestie în care putem da cu pumnii, pentru că asta se întâmplă acum. Autoritățile iau presa la pumn și bagă pumnul în gură presei. Așa că vă invităm să vă încoronați acolo dacă vreți și să vedeți și voi cum este să fii în pielea unui polițist care amenință și derulează operațiuni de compromat. Mulțumesc! Dacă, la fel, vreți să luați cuvântul, să ne povestiți despre ce ați pățit, dacă ați fost și voi intimidați sau dacă ați trecut prin experiențe similare. Chiar și domnul de la România TV, care punea acele întrebări foarte provocatoare mai devreme, mi-a mărturisit că nu mai eram în direct, că și el a fost amenințat. Asta nu e ok. Dar nu e nici ok să perpetuăm acest ciclu al violenței până la urmă. Mulțumesc! Emilia! 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 Emil